Welcome, everyone. Mike Elson, Raytheon's Country Manager for Orlando. Today I'd like to overview Raytheon Company in general, our presence in Europe, Patriot in Europe, and specifically Patriot in Romania. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Așa cum a fost menționat mai devreme, eu sunt Mike Elson, sunt director de țară pentru România. În cadrul acestei prezentări, aș vrea să vă prezint câteva detalii despre compania Raytheon, despre sistemul Patriot la nivel european, cât și în România. So Raytheon Company headquartered in Waltham, Massachusetts. Situl companiei este în Waltham, Massachusetts. It's a technology and innovation leader specializing in defense, government, and cybersecurity solutions throughout the world. Compania este un lider global în tehnologie și inovație care este specializată în domeniul apărării, guvernării civile și cibernetică și securitate cibernetică, prezentă la nivel global. We have employees of over 64,000 people, and last year we did 25 million in sales. Avem aproximativ 64,000 de angajați, iar vânzările de anul trecut s-au ridicat la nivelul de 25 de miliarde de dolari. So specifically, Raytheon has been protecting Europe for over 100 years. Compania Raytheon apără Europa de aproximativ 100 de ani. We've been in Romania for the last 15 years. Suntem în prezență în România în ultimii 15 ani. Through our coastal surveillance system. Prin intermediul sistemului de supraveghere de coastă. Hawk air defense system. Sistemul de apărare aeriană Hawk. F-16 weapons. Armelor F-16. And the newest addition is Patriot. Iar cel mai nou produs sau cea mai nouă adăugire este Patriot. So in addition to being in Europe for over 100 years, we continue to expand and progress. Lângă faptul că suntem prezenți la nivel european de 100 de ani, continuăm să ne extindem și să progresăm. Raytheon Company employs 2,500 employees in Europe. La nivel european, compania are 2,500 de angajați. With 500 suppliers that produce 66% of our international supply chain. Avem 500 de furnizori care reprezintă 67% din rețeaua internațională de furnizori. We continue to expand and grow every year. Și ne continuăm această dezvoltare și extindere anual. A little bit about Patriot. Europe faces its greatest threat since 1989 when the Berlin Wall came down. Câteva cuvinte despre Patriot. Europa se confruntă cu cea mai mare provocare sau amenințare de la căderea Berlinului în anul 1989. So Romania has chosen Patriot as an air defense system, like six other European countries. România a ales Patriot ca un sistem, ca și sistem de apărare antiaerian, așa cum au procedat și alte state europene, alte 6 state europene. Patriot has a capability against a wide range of threats, as you can see here. Și după cum puteți observa în acest slide, sistemul Patriot are capabilități mari de apărare împotriva diferitelor tipuri de amenințări. So airplanes, UAVs, aeronave, UAV-uri, cruise missiles and tactical ballistic missiles as well. Toate rachete de croazieră și rachete tactice balistice. So this is an overview of the Patriot air defense system. Aici puteți să observați o prezentare generală a sistemului de apărare antiaeriană, a sistemului de apărare aeriană Patriot. So Patriot has been procured by 15 nations, over 220 firearms today. Patriot a fost achiziționat de către 15 state, peste 250 de unități achiziționate până în momentul de față. With, we have decades of proven reliability. Decenii de produse de încredere. 3,000 ground tests, 250 combat engagements. 250 de operațiuni de luptă, peste 3,000 de teste la sol. With over 100 combat engagements since January 2015. Cu peste 100 de operațiuni de luptă începând cu ianuarie 2015. And as discussed in the previous slide, we have a capability against a wide range of threats by employing different types of missiles. Și așa cum am menționat pentru stadiul anterior, avem diferite capabilități de protejare împotriva diferitelor amenințări prin mixul nostru de rachete. So, this is Patriot today. One thing I think is very important to understand is Patriot has been in Europe since 1984.
Puteți observați aici cum arată sistemul Patriot în prezent. Un lucru important de menționat este faptul că Patriot există la nivel european încă din anul 1984. But the name is the same, physical look is the same, but everything else has been continuously improved and upgraded since 1984. Numele este același, imaginea este aceeași, însă toate aspectele tehnice au fost modernizate și îmbunătățite în mod continuu. So as you can see here, Patriot is not just a missile, it's a complete air defense system. După cum observați, sistemul Patriot nu reprezintă doar rachete, ci un sistem complet de apărare antiaeriană. So you've heard about the missiles, there's also the radar that can detect the threat, the antenna mass group, its own electric power plant. Am vorbit despre mixul de rachete, puteți observa și setul de radar sau radarul care detectează amenințarea, grupul de antene, totodată acesta este echipat și cu un generator electric. And this all this information feeds into the engagement control station, which can control up to 16 launching stations. Toate aceste informații sunt transmise către stațiile de lansare care pot controla până la 16 astfel de stații. So this is an infographic of Patriot in action. Puteți observați aici un infografic sau o prezentare în imagine legată de ce reprezintă Patriot în acțiune. Okay. The radar system detects, classifies, and quantifies a potential threat. Practic, radarul Patriot identifică, filtrează și clasifică orice tip de potențială amenințare. The information is processed by the command and control. Centrul de comandă și control procesează aceste informații. So the potential threat is identified as a threat or no threat. Practic, amenințarea potențială este identificată ca fiind amenințare, un adevărat sens al cuvântului, sau nu este amenințare. So if it is determined to be a threat, that information is transmitted to the launcher and a missile will engage. Aceste informații sunt transmise mai departe către lansatorul Patriot și o rachetă va fi lansată. And as we talk about, the launcher has the ability to engage aircraft, cruise missiles, UAVs. Așa cum am menționat, această rachetă poate să intercepteze aeronave, UAV-uri sau alte tipuri de sisteme. Okay. So as we talked about earlier, this is not the 1984 Patriot. So it's Patriot as the threat improved, Raytheon's Patriot has also continued to improve. Așa cum am menționat mai devreme, sistemul Patriot nu este cel din 1984, pe măsură ce amenințările sau pericolele sau modestă, fel s-a întâmplat și cu acest sistem Patriot. So the Patriot nations meet regularly together. Națiunile membre Patriot se întâlnesc în mod periodic. And they decide collectively on what software and hardware upgrade will be made. Și decide comun acord care dintre componentele de software sau de hardware vor fi îmbunătățite. And you get the capability to discuss best practices, employment, ideas, information amongst the 15 users. Practic, cei 15 utilizatori au oportunitatea de a discuta și de a împărtăși bune practici, idei. And Romania became a voting member this year and attended their first member conference in May of 2018. Iar România a devenit o țară cu drept de vot și a participat în această calitate la prima conferință în anul 2018, în mai. Romania now has a say in its future of its patriot. Deci, practic, în momentul de față, România are un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul sistemului Patriot. So, this is just a bigger graph of how Patriot defends Europe. Aici puteți să observați modul în care sistemul Patriot apără, protejează Europa. And as you can see, Patriot's been here since 1984. Așa cum am menționat mai devreme, Patriot a fost achiziționat pentru prima oară la nivel european în 1984. But within the last year, three other countries have purchased Patriot. Însă, în ultimul an, alte trei țări au achiziționat acest sistem Patriot. Romania, 2017. România în 2017. Poland, 2018. Polonia în 2018. And Sweden has started the process in late 2017. Iar Suedia a demarat acest proces la finele anului 2017. And you can look at the map. And see the orientation of that arc of Patriot defended. Și puteți să observați această imagine, modul în care a fost modul în care este protejat acest flanc de est al NATO. So in addition to the
the defense benefits we've already talked about, there's also economic benefits to Patriot Bureau. Pe lângă beneficiile de apărare, există și anumite beneficii economice în ceea ce privește sistemul Patriot în Europa. Qualified suppliers have the ability to sell to the entire consortium of Patriot. Furnizorii acreditați au posibilitatea de a vinde întregului consorțiu de clienți Patriot, de utilizatori Patriot. And with such a complicated system, it's important that we be thorough. It's a slow, thoughtful process. Și având în vedere că este vorba de un sistem complex, trebuie să ne asigurăm că procesul de acreditare este unul realizat cu amănuntul, foarte mare grijă. The end result can pay huge benefits to a company doing business with the main nations and with 220 fire units, you can imagine the number of supplies that are needed. Și acest proces poate să aducă beneficii foarte mari, deoarece companiile care lucrează cu noi au acces la rețeaua internațională de utilizatori. And then, these are a couple examples of companies that are currently manufacturing major components for the entire consortium. Puteți observa și câteva exemple de companii ce realizează, ce produc componente Patriot pentru întregul consorțiu. Okay. Genoptic is making generators for US Army Patriot. Compania Genoptic realizează generatoare pentru sistemele Patriot ale armatei americane. Teldap with processors for new Patriots for non-European customers. Teldap realizează procesoarele noilor modele Patriot pentru clientul non-european. And last year, Intercom Defense in Greece manufactured all of the Patriot trailers. Iar compania Intercom din Grecia realizează toate sistemele de transport Patriot. For the world. Pentru ce sunt utilizate la nivel global. In addition, they also manufacture the antenna mass group. Și realizează și grupul de sistemul de antene, grupul de antene. So as you can see on here, there's proven suppliers that are actively providing to our supply chain. Avem practic furnizori dovediți care furnizează aceste componente în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. So, what's important now is for Romania. How does all of this tie into Romania? Hai să vedem și imaginea nivelului României. Cum sunt conectate toate aceste elemente pentru România? Raytheon began building Romania's Patriot in early 2017 using our own funds. Raytheon a demarat procesul de construire a sistemului Patriot în România încă din anul 2017, folosind propriile fonduri. The reason we did that is we understood that Romania had a very tight timeline for employment and delivery of their systems. Și am făcut acest lucru pentru că am înțeles faptul că România are un program destul de scurt pentru realizarea și implementarea acestei soluții. So with that, we began building and we intend to meet Romania's delivery deadlines. Și intenționăm să respectăm termenul de livrare pentru România. Romania will receive the most current Patriot configuration that is in use by the U.S. Army. România va beneficia de cea mai curentă, actuală configurație utilizată în momentul de față pentru Armata Statelor Unite. It's important to note that this will be the newest and latest configuration of Patriot. Și trebuie să știți că aceasta va fi cea mai nouă și cea mai recentă configurație pentru Patriot. And Romanian industry will participate in Romanian Patriot and worldwide. Industria din România va participa în cadrul acestui sistem Patriot la nivel european, cât și la nivel global. We signed an MOU with Aerostar in October 2017. În octombrie 2017 am încheiat un memorandum de înțelegere cu compania Aerostar. We've issued them a request for proposal since then. Am emis o cerere de propunere încă de atunci. And we expect a response to that by the middle of this year. Și ne așteptăm să primim un răspuns la respectiva cerere de ofertă, îmi cer scuze, până la mijlocul anului 2018. So, the process has taken some time, but the way the process works for us is the MOU establishes a relationship between the companies. Procesul durează ceva timp, dar lucrurile funcționează în următor. Memorandumul de înțelegere reprezintă, constituie o relație între companii. It allows both parties to understand the capabilities of each other and give them. Și le permite companiilor să înțeleagă foarte bine ce capabilități are fiecare dintre ele și să poată conlucra, să poată colabora. And that builds the basis for we issue a request for proposal.
Aceasta reprezintă baza emiterii cererii de ofertă. But the response to that will be successful in our supply chain. Iar răspunsul la această cerere de ofertă să fie un pozitiv de succes în cadrul lanțului nostru de aprovizionare. As we continue that process, we, Raytheon, are prepared to sign an MOU today with Romero. Și pe măsură ce continuăm acest proces, noi, cei de la Raytheon, suntem pregătiți să semnăm un astfel de memorandum de înțelegere și cu compania Romero. We intend to follow the same process with Romero. Intenționăm să urmăm același proces ca cel pe care l-am urmat în cazul companiei Aerostar. We're, in fact, we're excited about the prospects with Aerostar and potentially Romero. Suntem entuziasmați de perspectivele pe care le avem cu compania Aerostar și potențial și cu Romero. And we continue to look for other remaining companies that can be suppliers in the Patriot system. Și dorim să ne extindem familia de furnizori din România în ceea ce privește sistemul Patriot. We're in discussions currently with the Ministry of Defense in order to form a working group so we can jointly identify companies and streamline that identification and evaluation. În momentul de față suntem în discuții cu Ministerul Apărării Naționale pentru a constitui un grup de lucru comun, astfel încât împreună să putem identifica potențiale companii ce vor deveni furnizori Patriot. So, for discussion, but in summary, I'd like to reiterate the fact that we've been in Europe for over 100 years. Vreau să reiterez faptul că suntem prezenți la nivel european de 100 de ani. We've been manufacturing and employing Patriots since 1984. Producem și furnizăm acest sistem Patriot încă din 1984. It's our intention to be present in the Romanian market today and for the next 30 years with Patriot and other Raytheon. Și intenția noastră este să fim prezenți pe piața din România astăzi, cât și în următorii 30 de ani, atât cu produsul Patriot și alte produse ale companiei Raytheon.